România a semnat un acord bilateral. Toți am auzit expresia asta în anii 80 la telejurnal și apoi în anii 90 la actualități. Nu înțelegeam ce înseamnă, dar ne încerca un sentiment de mândrie când aflam că am devenit parteneri cu Bahrain, Togo, Turkmenistan, dar și cu Japonia, Statele Unite ale Americii sau Canada. De fapt, am auzit această expresie de 82 de ori. Atâtea tratate bilaterale are România. Ce fac ele? Printre altele, protejează investitorii străini. De cine îi protejează? De cele mai multe ori, de legile naționale. Adică le dă dreptul să dea în judecată statul român atunci când investiția lor nu și-a atins scopul, chiar dacă asta s-a întâmplat pentru că ei nu au putut respecta legile în vigoare din România. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este arbitrajul Gabriel Resources împotriva României. Deși de mai bine de 15 ani Gabriel Resources nu a fost capabilă să facă un proiect care să respecte legile românești, pe 21 iulie 2015 a formulat o cerere pentru arbitraj la ICSID împotriva României, în care cere despăgubiri de probabil 4 miliarde de dolari, de peste 5 ori mai mari decât investiția pe care au făcut-o. Pentru simplul fapt că a ținut să-și respecte propriile legi, statul român poate pierde 4 miliarde de dolari pe care, dacă nu i-ar băga în panseluțe, i-ar putea investi în peste 100 de stadioane precum Cluj Arena în toată țara. Dacă se chema Resurse Gabriel și era din Tecuci, corporația minieră nu ar fi avut nicio șansă să ceară despăgubiri statului român. ISDS se aplică doar corporațiilor străine. Pe scurt, dacă ești corporație, ești favorizată. Dacă ești antreprenor român, e treaba ta. Chiar dacă un guvern reușește să se apere într-un astfel de caz, tot pierde peste 6 milioane de euro cheltuieli de judecată pe care nu le mai recuperează. Pe lângă aceste tratate bilaterale, Uniunea Europeană negociază și în numele României două megatratate, cu Statele Unite ale Americii, TTIP, și cu Canada, CETA. Studiile arată că prin semnarea acestor noi tratate, numărul arbitrajelor internaționale în care ar fi atrasă România s-ar putea dubla sau chiar tripla în următorii ani. Dacă și tu crezi că a venit momentul ca România să renunțe la aceste tratate păguboase și să respingă ratificarea altora noi, atunci semnează petiția adresată Guvernului și Parlamentului României. Află mai multe despre arbitrajele internaționale împotriva României pe arbitraj.roșiamontană.org.